Ziua Drapelului a fost sărbătorită cu fast la Drobeta Turnu Severin, în prezența prefectului Alin Isuf, a președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a vicepreședintelui Ionică Negru, precum și a viceprimarului municipiului Drobeta Turnu Severin, Cristian Mură. De asemenea, au fost prezenți și deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, și secretarul de stat, Bogdan Simcea, alături de șefi ai serviciilor deconcentrate constituite la nivelul județului. Domnule prefect, Garda de Onoare, constituită cu ocazia Zilei Drapelului Național al României, vă prezintă onorul. Bună ziua! Să trăiți! Ziua Drapelului a fost sărbătorită în acest weekend în centrul municipiului Drobeta, Turnu Severin, unde au fost prezente autoritățile județene și locale care au demonstrat de-a lungul timpului patriotism și implicare. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a fost cel care a rostit cuvântul de început. Acesta este un bun profesionist care susține promovarea tradiției și istoriei locului. Prefectul Alin Isuf a vorbit despre importanța respectării și apărării culorilor drapelului românesc și ducerii mai departe a simbolurilor naționale, simboluri care ne definesc și ne identifică peste tot în lume. Sărbătorim azi Ziua Drapelului Național. În fapt, ne sărbătorim istoria, lupta noastră pentru neatârnare, independență, suveranitate și unitate, în care simbolul tricolor este martorul care a suferit toate aceste evenimente. Azi, drapelul național este arborat pe cele mai importante caratage ale lumii contemporane, la ONU, UNESCO, NATO și Uniunea Europeană, ca dovadă a girului pe care îl oferă România în geopolitica europeană și mondială, atât ca furnizor de echilibru regional, partener loial, dar și ca țară cu resurse importante ce pot asigura stabilitatea economică. Dragi mehedințeni, în încheiere îmi exprim convingerea că drapelul național trebuie să ne însoțească oriunde în lume, ca dovada a patriotismului și apartenenței noastre la o națiune cu care ne mândrim. Avem datoria sacră de a respecta și apăra culorile drapelului românesc și aduce mai departe simbolurile naționale, simboluri care ne definesc și ne identifică peste tot în lume. La mulți ani drapelului României, la mulți ani România! Ziua Drapelului ne dă prilejul de a crea o legătură între trecut și prezent, între istorie și realități, între autenticitate și originalitate. Drapelul este simbolul independenței, suveranității și unității noastre naționale. Identificăm tricolorul cu pacea pe care am început să o apreciem tot mai mult.